Eu astăzi, în fața dumneavoastră, primar, viceprimar, suntem la dispoziția dumneavoastră, acolo unde dumneavoastră vă doriți. Ce trasee vă doriți să vedeți? Unde vreți să mergem? Unde vreți să verificăm? Despre ce zone vorbim? Acolo, noi, să mergem și să explicăm ce am făcut, ce n-am făcut, de ce n-am făcut și când avem de gând să rezolvăm. Acesta este scopul întâlnirii noastre. Deci, repet, nu este nimic electoral, nu este nimic politic, ci este administrativ pentru comuna noastră. Astăzi mi-am propus să vă arăt care este cea mai grea problemă a comunei Cumpăna cu problemele cele mai grele cu care ne confruntăm noi. Sincer, și vreau să cunoașteți realitatea așa cum este ea, aceea a canalului Dunăre-Marea Neagră, despre care toate televiziunile vin spre noi, despre care toată lumea vorbește, dar nu știu câte dintre dumneavoastră ați fost până acolo să vedeți într-adevăr despre ce e vorba. Asta e șoseaua Constanței. De ce mergem acolo? Ce-i pe strada aia? De pe Țepeș-Vodă putem ajunge la canal Dunăre-Marea Neagră. Marea problemă din Cumpăna. Marea problemă a comunei Cumpăna. Pentru mine, la această oră, ca și ordonator principal de credite, ca și om care răspund de destinele oamenilor și care le-am promis oamenilor în primul rând ajutorul și că nu vor pierde casele și că nu vor pleca de acolo, am această obligație morală. Dar cum să le promiteți dacă guvernul a tăiat banii? Și din cauza faptului guvernul a tăiat banii, canalele navigabile nu mai fac lucrare acolo. Voi merge încă o dată și încă o dată. Voi merge acolo atât cu directorul general de la ACN, de la administrația Canal Dunăre-Marea Neagră, dar și cu prefectul județului Constanța, care este președintele acestui comitet a situațiilor de urgență și cunoaște care este gravitatea situației. Nu se poate să nu înțeleagă că a eșalonat să repartizeze bani pentru continuarea lucrărilor de consolidare a malului stâng al canalului. În acest moment, înainte cu două zile cu care au fost stopate lucrările, erau montați 28 de piloți. 28 de piloți din 280. Atâția sunt necesari pentru a fi montați în vederea consolidării. Pentru această suprafață de 12,7 km de drumuri, adică 24 de km de trotuare, la lățime de un metru jumate, se află în finanțare, în acest moment fiind depus la Ministerul Lucrărilor Publice. Vedeți, oamenii care sunt gospodari, care au avut posibilități financiare și au construit singur trotuarele după ce au văzut asfaltul realizat. În continuare, vorbim de cartierul Radio Coastă, care are toate străzile asfaltate, pietruite și asfaltate, prin cei 12,7 km de drumuri despre care vă vorbeam ca proiect de finanțare și are termen de finalizare 2020. Ce se întâmplă aici? Poate că și solicitarea noastră de copii, va fi ascultată. Bună ziua! Te rog să rezist cu canalul ăsta. Te rog să rezist suflet. Rezistă că nu putem mai mult, nu pot mai mult să fac nimic. Mă rog și pentru președintele țării și pentru primar și pentru prim-ministru, ca nu mai să dea bani, să facă ceva pentru noi, că tatăl meu a lucrat pe linia întâi a România Război, a fost agent de legătură și noi nu putem trăi aici, măcar în casele noastre care am muncit cu greu. Vă rog frumos, nu mai plânge, toată societatea asta să aibă milă și de noi oamenii ăștia. Trebuiau să dea locul ACN-ului din 55 de milioane, n-au alocat decât 5 milioane. Consiliul administrativ al comunei Cumpăna și eu îmi văd de colectivitatea comunei Cumpăna și chiar asta fac. De aceea, oameni buni, Nu există.
Profesor antrenor Rămâna, fetelor. Cristian Mustacă de la copii. Profesor antrenor Pache Constantin de la cei mici cadeții. De o săptămână avem semnat contractul cu dumnealui. De aceea întrebam dacă dumneavoastră sunteți cunoscători. Locuitorii comunei Cumpăna care au venit să vadă și bune și rele la comuna Cumpăna. Am început cu o faptă, cu o situație grea cu care se confruntă comuna Cumpăna. Lucru rău pentru noi și pentru oamenii comunei. Cu malul stâng al canalului. Acolo, de acolo venim. Acum am venit cu aceasta, da? Am venit la complexul sportiv. Deci, acesta este deschis în mod organizat elevilor liceului Nicolae Dumitrescu, copiilor preșcolari. Nicolae Dumitrescu a fost primul învățător al comunei Cumpăna, care a înființat, care a adus practic educația în comuna Cumpăna. Uite așa, și o să deschidă? Haide! Deci, important este ca dumneavoastră să transmiteți ceea ce vedeți cu ochii. Vreau să vă spun că aici, Consiliul Local Cumpăna, prin hotărâre de Consiliu, a aprobat terenul acesta pentru a construi 50 de case pentru 50 de familii, da? Pentru 50 de familii, locuințe care să poată să deservească familiile de la 35 de ani mai sus. Știți că locuințele ANL se adresează celor de la 18 la 35 de ani. Peste 35 de ani, oamenii nu mai aveau posibilitatea și nu aveau de unde. Și atunci, pe lângă cele 128 de apartamente ANL, am repartizat pentru 50 de familii care depășesc vârsta de la 35 mai departe. Până la chiar la 60 de ani avem oameni care au beneficiat de locuință aici. Pentru că așa a fost vremea. Câți ani aveți? 60. Ia uitați, 60. Deci, este primul de beneficiari. Acolo, acelea sunt casele care sunt quadruplexuri. Sunt 4 familii care locuiesc într-o casă ca aceea. 2 la parter, 2 la nivel. Iar celelalte au între, așa cum vedeți casa, câte două familii, una lângă cealaltă. Noi nu construim noi primăria comunei Cumpăna, ci în parteneriat cu Habitat for Humanity International la nivel național, iar la Cumpăna avem subfilială. Doamna Mihaela Popa e președinta subfilialei Cumpăna de Habitat, cu personalitate juridică, care se ocupă de gestionarea a tot ce înseamnă aceste locuințe. În strada asta de 10,7 km, bujorilor, la raportul pe care l-am dat la 31-12, pe care am primit și banii pe ce s-a executat, scrie asfaltat pe o singură bandă ca urmare a întreruperii lucrărilor. Întreruperi. Dacă banii erau primiți la sfârșitul lunii noiembrie, mai apuca să toarne. Dar banii au fost primiți pe data de 27 sau 25, nici nu mai știu, ianuarie. Apoi, după decembrie, după ce n-au primit banii, au venit și vremea rea și pe data de 10 decembrie și-au strâns. De unde vin banii ăștia sau de unde n-au venit? Banii vin de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației Locale. Și când se face cealaltă bandă? Banda aceasta se face în momentul în care se demarează lucrările, timpul permite. De concesiune, noi loturi de locuri de veci, cimitirul nou. Ce ați văzut de când v-ați mutat în Cumpăna și cum vi se pare, face treabă, nu face primăria acum, care e situația de fapt? În primul rând, lucru bun, am văzut că există un centru de permanență la care am mers și eu, că am avut anumite nevoi, ceea ce găsești foarte greu în anumite comune. Centru de permanență deschis non-stop. Sala de sport, ce am fost mai devreme și am văzut-o cu terenul aferent, un loc ce nici în, măcar în municipiul Constanța nu l-am văzut și nu cred că o să-l vedem în continuare. Iar partea asta cu asfalt jumate-jumate, acum am înțeles și eu că
s-au oprit lucrările din lipsă de bani, probabil o să se continue. Și la noi pe stradă unde locuim, suntem la nivelul tot de piatră. Urmează și acolo, probabil, sper data viitoare să ajungem la noi pe stradă, să vedem exact, să ne explice când va fi asfaltat și la noi. Ce părere aveți de ideea asta de a merge cu doamna primar prin localitate să vedeți ce se întâmplă, cum se întâmplă, unde vreți să mergeți și așa mai departe? Este foarte bună, deoarece, cum, nu știu cum am, dacă ați mai auzit, eu sunt nouă aici și... Câți ani sunteți în cum? 4 ani am făcut în decembrie. Frecventez cumpăna din 98, veneam la baluri, la, că stau în Constanța, am stat în Constanța și datorită faptului pentru ceea ce s-a făcut în cumpăna de când e dânsa, am hotărât să ne mutăm aici. Și acum, ca să cunosc mai bine cumpăna, că exact cum a spus dânsa, servici, casă, nu avem timp să colindăm, am găsit oportunitatea. Cum ați aflat de ideea asta de a merge prin... Chiar până televiziunea dumneavoastră am urmărit pe Facebook. Era doamna primar într-un interviu și am văzut că face acest proiect. Mi se pare o idee bună? Foarte bună, foarte bună. Pentru mine, sincer, mă așteptam să fie pe teren cei care pun întrebările, critică pe rețelele de socializare. Ce credeți că n-au venit? Nu știu. Nu știu de ce n-au venit, dar eu invit în continuare aici, pe teren. Nu să mă ascund în fața unui calculator, nu să mă ascund în fața într-un studio de televiziune, ci aici, acasă la noi, cu bune și cu rele. Pentru că dumneavoastră ați văzut, mi-am dorit cel mai mult să arăt greutățile pe care le avem. De ce nu am reușit? Tocmai de aceea mă aflu într-un loc criticat pe rețelele de socializare. O stradă asfaltată pe jumătate. O stradă asfaltată pe jumătate este strada Bujorilor, care face parte din 20 de străzi, într-un număr de 20 de străzi, dintr-un proiect de 10,7 km și unde, datorită faptului că vremea rea a intervenit, s-a oprit. Datorită faptului aceasta acumulată cu faptul că la 30 noiembrie nu aveam banii pentru lucrările executate. Drept dovadă, Comuna Cumpăna a primit aproape 3 milioane de lei prin Programul Național de Dezvoltare Locală pe data de 25 ianuarie de la guvernul PNL. Are importanță și vreau să subliniez acest lucru și chiar vreau să-l prezentați. Comuna Cumpăna a fost verificată de inspector de la Corpul de Control al Ministrului Lucrărilor Publice, ca și alte localități din țara aceasta, pentru lucrările pentru care a solicitat bani. Comuna Cumpăna are în lucru 3 lucrări pe Program Național de Dezvoltare Locală pe drumuri, pietruire și asfaltare drumuri, și un proiect pe canalizare și alimentare cu apă, un proiect pe creșă, un proiect pe grădiniță. Deci gândiți-vă că este o comună care nu a dormit administrația publică locală. A cerut fonduri, Consiliul Local a aprobat proiectele pe străzi de asemenea, iar primarul și executivul din primărie aleargă după bani, după fonduri care să poată să fie la nivel de... Așa se întâmplă în administrația publică locală. Eu, ca și primar, răspunzător de destinele comunei, îi invit pe locuitorii comunei mai departe, pe adrese pe care dumnealor vor să le verificăm, să le urmărim, să le vadă în ce stadiu se află. Deci vreți mai face astfel de ieșiri? Absolut. Eu vă invit pe dumneavoastră chiar și sâmbăta următoare și sâmbăta cealaltă, când timpul din punct de vedere al meteo ne permite, eu sunt la dispoziția locuitorului comunei Cumpăna.